Parohia Buda se compune din satul Buda și satul Șipote, iar biserica se afla pe teritoriul satului Buda, la extrema satului spre vest. Satul Buda se întinde pe o lungime de 3 km de-a lungul șoselei, ce duce de la șoseaua națională, și anume podul Lespez, spre satul Valea lui Ion. Satul Buda mai are două ulițe înguste ce duc spre pădure, iar satul Șipote mai are o singură uliță îngustă. La Buda este o școală generală, o grădiniță, un cămin cultural și un punct sanitar. Locuitorii satelor sunt de religie ortodoxă. În vechime, satul avea 300 de cap de familii cu număr de 1350 de suflete, iar satul Șipote 130 de cap de familii cu 470 de suflete. În cuprinsul parohiei erau în vechime și 5 familii romano-catolice cu 20 de suflete și 4 familii adventiste de ziua a șaptea cu 6 suflete. Ocupația principală era agricultura, însă erau muncitori și la fabrica de textile de la Buhuș, în diferite șantiere, la pădure sau la porțile de fier. În aceste sate nu s-a păstrat portul național, dar s-au păstrat obiceiurile folclorice, colindele, călușarii, urăturile, capra, sorcova, etc. Numele satului Buda se spune că ar fi de la un fost păstor de oi venit din Transilvania, care avea numele de Buda, iar numele satului Șipote de la un șipot ce era în sat din Străbuni. La Șipote erau și muzicanți care se angajau pe la nunți, cu metrii, însă cei mai vestiți s-au mutat în diferite orașe din țară. Biserica parohială a fost construită între anii 1895-1902. S-a zidit pe un teren șes, căci biserica veche, din lemn, aflată pe un deal din centrul satului Buda, cu o existență între anii 1821-1892, s-a închis din cauza uzurii. Noua biserică s-a sfințit la data de 25 martie 1903. De la biserica veche din lemn s-au păstrat în biserica nouă catapeteasma, un clopot pe care este imprimat anul 1821 și un pomelnic al ctitorilor din 26 octombrie 1821. Biserica nouă a fost construită din cărămidă, pe temelie de piatră, în formă de cruce, cu o singură turlă în care erau două clopote, unul din anul 1821 și altul din anul 1907, acoperită cu tablă. Biserica a fost construită sub supravegherea italianului Giovanni Maricel, din contribuția credincioșilor, în timpul preotului Dumitru Sion și a primarului de atunci Gheorghe Petroi. S-au făcut la această biserică mai multe restaurări. În anul 1932, biserica a fost acoperită cu tablă zincată. În anul 1937 s-a pictat biserica în ulei de pictorul Jean Dumitrescu din Bacău, deoarece până atunci a fost doar zugrăvită. S-a spălat catapeteasma, s-a pus foiță de aur și s-a făcut ușă la altar. În anul 1941 s-a zidit din nou turla bisericii și s-au consolidat pereții care au suferit avarii din cauza cutremurului din anul 1940. Biserica a fost încadrată în stilul moldovenesc și nu a avut obiecte prețioase. După părintele Dumitru Sion, trecut la cele veșnice, la parohia Buda au urmat preoții părintele Nourescu, părintele Alexandru Rășcănescu, între anii 1933-1978, păstorind 45 de ani, fiind înmormântat în curtea bisericii parohiale, și părintele Vlad Ungureanu, între anii 1978-1985. La data de 2 februarie 1985 este numit preot paroh preacucernicul părinte Cosma Vasile. În anul 1988, părintele Cosma, împreună cu credincioșii parohiei, au ridicat casa de prăzduire sub prigoană comunistă, iar ridicarea ei a durat doar o lună de zile. În anul 1990,
După existența bisericuței din lemn din anii 1821-1892 și acelei construite între anii 1895-1902, Părintele Vasile Cosma, împreună cu credincioșii parohiei Buda și cu binecuvântarea preasfințitului Eftimie, episcopul de atunci al episcopiei Romanului, au pus piatra de temelie pentru o nouă biserică. Vechea biserică din anul 1903 a fost predată cu toate obiectele de cult pe bază de proces verbal în satul Țepoaia din comuna Ungureni, județul Bacău. Construcția noii biserici a durat din anul 1990 până în anul 2004 și s-a făcut numai cu cheltuiala enoriașilor și a părintelui Vasile Cosma. La ridicarea noii biserici s-au folosit vagoane de ciment, cărămidă și 58 de tone de fier. Pictura murală și catapeteazma au fost executate de pictorul Aurel Roșcan, ajutat de Cojan Ion, între anii 2001-2004, în tehnica fresco. Toate obiectele de cult, mobilierul și strănile au fost comandate și cumpărate din nou. Biserica are 28 de metri înălțime, o lungime de 42 de metri și o lățime de 10 metri, arhitect fiind domnul Mircea Sândulescu. Pereții sunt realizați din ziduri duble, care au o grosime de peste 80 de centimetri. Când s-a turnat cimentul la cupolă, peste 100 de oameni erau prezenți trecând din mână în mână găleți încărcate cu ciment pentru a ajunge sus. Biserica este proiectată în așa fel încât poate rezista unui seism de 9 grade pe scara Richter. Lucrările au fost efectuate sub îndrumarea înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Ioachim. La 18 iulie 2004 s-a sfințit noua biserică cu hramul Sfântul Dimitrie, izvorătorul de mir, de către înalt preasfințitul părinte arhiepiscop Ioachim, iar în anul 2010, cu ocazia hramului bisericii parohiale, preacucernicul părinte Vasile Cosma a primit vizita înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Ioachim. Cimitirul se află în curtea bisericii din anul 1903, când s-a mutat biserica din centrul satului pe locul unde se află și astăzi. În locul părintelui Vasile Cosma, la data de 13 noiembrie anul 2011, a fost numit preot paroh părintele Munteanu Constantin Sorin. În timpul noului preot, în anul 2012, s-a reabilitat instalația termică din biserică și s-a introdus instalație termică și în casa de prăznuire. În anul 2013 s-a refăcut gardul bisericii parohiale și s-a amenajat parcare, iar în anul 2014 s-a tras instalație de apă în casa de prăznuire, s-a făcut o terasă acoperită în fața acesteia și s-a construit un nou aghiasmatar, toate cu cheltuiala enoriașilor. În anul 2015 a fost introdus sistem de iluminat în cimitir, iar în anul 2016 a fost reabilitată întreaga fațadă a bisericii parohiale. Tot în timpul preotului Munteanu Constantin Sorin a fost reabilitată total casa parohială cu sprijinul domnului primar Munteanu Laurențiu, care a sprijinit și sprijină mereu activitatea administrativă a preoților din comuna Blăgești.